orașe, în Chișinău, în Bălți, unde circumscripțiile acestea probabil vor fi legate de un anumit cartier sau probabil vor fi legate de un anumit grupuri de străzi. Și atunci comparăm o circumscripție care are câteva raioane, un raion sau două raioane cu 2-3 mii kilometri pătrați și o circumscripție care este un cartier, cartierul nou de la Bălți sau cartierul central din Chișinău. Deci comparăm două lucruri total incomparabile. Și cum vom face cu circumscripțiile de peste hotare, unde acestea vor cuprinde granițele unor țări, având în vedere că unele țări nu permit aceste deviații. Deci, iată, aceasta este problema principală care acum apare și la care nu s-a găsit soluție și îmi pare rău că nu s-a făcut până acum niciun pas înainte spre a găsi cum rezolvăm aceasta. Și iarăși vom vedea reprezentativitatea. Câte circumscripții vom da acestor minorități, spre exemplu, dacă sunt împărțite, spre exemplu, unitatea teritorială administrativă Găgăuzia, în 1, în 2 sau altele, pentru 55-60 de mii, iarăși ajungem la 2,5 deputați sau cum facem, saludăm. Și iarăși deputații aceștia care vor fi într-o circumscripție mai cu un număr de populație mai mic, deci fiecare om va avea un vot mai greu decât cel care au o circumscripție mai mare, pentru că pentru ei vor fi reprezentativ, votul lor se împarte la 60.000 de oameni. Deci sunt o serie întreagă de întrebări la care nu s-au răspuns și bine, mă scuzați că dau o opinie poate critică, dar stric un pic așa mijlocul să voi cu asta între cei care susțin mixtul. Mersi. De fapt, nu este un mijlosăboicic, așa, dacă se vorbesc cu mintele dumneavoastră, da, este transmis online, lumea probabil că aude și pozițiile. De fapt, noi ne-am propus, noi am fost foarte consecvenți, dumneavoastră nu ați participat la toate rundele, poate ați scăpat ceva, dar vreau să vă amintesc, noi ne-am propus să mergem consecvent să dezbatem acest proiect de lege în colaborare cu recomandările de la Comisiei de la Veneția. Și scopul nostru este, discutând aici, adunându-ne și